Salut, dragi copii! Cartea pe care o vom citi astăzi se numește Gwen și poveștile ei. Micuța Gwen iubea diminețile de luni. Îi plăcea ziua de luni pentru că era prima zi de școală a săptămânii, iar la școală, Gwen era recunoscută ca premianta clasei a patra de pe pajiștea Mulberry. În dimineața aceea de luni, după ce Gwen și Gus, fratele ei, s-au așezat la masă, mama i-a anunțat: de seară, eu și tata vom avea seara jocurilor. Vom fi gazdele tuturor participanților la jocul Nimere și câștigi de pe pajiștea Mulberry. În timp ce căsca frecându-și ochii, Gus a întrebat: la ce oră se încheie? La ora 21, iar voi va trebui să fiți deja în pat până atunci, a răspuns mama, aducând un bol cu fragi la masă. Oh, și ca să nu uit, Gwen, mâine ai un test important la matematică. Știu că tata ți-a mai amintit să studiezi, dar în seara aceasta chiar e ultima șansă, așa că fără ecrane în program. Gwen a auzit ce a zis mama, însă cuvintele i-au intrat pe ureche și au ieșit numai decât pe cealaltă. Știa că va trece testul cu brio. De asemenea, nu se gândea să piardă niciun pic din timpul alocat ecranelor. Mai ales pentru că lunea seara era dedicată jocurilor în rețea Rebus Plaf cu prietenii. Câțiva dintre prietenii ei aveau și un cer de studiu online, dar Gwen se credea deja pregătită, așa că nu mai avea rost să facă și asta. Domnișoara Minic o ruga deseori să-i ajute și pe ceilalți care înțelegeau mai greu. Astfel, era clar pentru Gwen că oricum știa mai bine decât restul. Imediat după cină, mama repeta în fața oglinzii acea privire care o făcea un concurent de temut. Tata își încălzea brațele pentru a arunca la țintă cât mai bine. Curând ajungeau și prietenii lor. Baftă, mamă, a spus Gus. Sunt sigur că vei câștiga din nou. Poate de data aceasta vei nimeri de 4 ori și așa vei intra în istoria jocului. Să arunce și să nimerească de 4 ori în același joc? O, ar fi nemaipomenit! A exersat silnic! Aceasta ar putea fi seara cea mare! Observat musafirii care se apropiau pe alee. Să înceapă spectacolul! A exclamat ea entuziasmată în timp ce ieșea alergând pe ușă. Gwen a urmărit totul de la fereastră. Asta până când a observat că mama se pregătea să arunce la țintă cu punguța ei preferată. Perfect! A șoptit ea întorcându-se la jocul deja pregătit. E timpul pentru un bine meritat Rebus Plaf! Hei! A intervenit Gus. Mama a spus fără ecrane în seara asta. Ar trebui să înveți pentru mâine. Gus, chiar și mama și tata se joacă și pe deasupra oricum iau mereu FB și nu învăț niciodată. Ei bine, faci cum crezi. Eu știu că trebuie să studiez, am de lucru la un proiect pentru ora de științe. Gwen și-a setat pe tabletă o alarmă la ora 20:45 ca să ajungă în pat înainte ca mama și tata să termine jocul. Ultimul lucru pe care și l-ar fi dorit era să intre în bucluc. Atunci când a sunat alarma, a pus repede tableta înapoi la încărcat și a urcat în grabă. Atât ea, cât și Gus și-au pieptănat blănițele și s-au spălat pe dinți. Baftă mâine! I-a urat Gus. Punându-și periuța înapoi în pahar, Gwen își spunea în minte: ah, eu nu am nevoie de baftă, mereu iau cea mai mare notă. Ajuns în cameră, s-a furișat să se uite pe fereastră și chiar atunci mama a semnat pe tabla de joc. Toată lumea aplauda. Mama aruncase toate cele 4 punguțe și nimerise gaura cutiei de lemn de fiecare dată. Acum era prima din echipa lor care își punea numele pe lista celor cu 4 aruncări perfecte la jocul Nimere și câștigi. În dimineața următoare la micul dejun, mama și tata încă vorbeau entuziasmați despre cât de grozav fusese jocul și cum câștigase mama. Se pare că exercițiile zilnice făcute de mama au dat rezultate, a spus tata. Mama doar zâmbea. A fi câștigător era un sentiment plăcut. A meritat tot efortul.
Tata a întrebat-o pe Gwen despre cum se simte cu privire la testul de la matematică. O, după cât am studiat aseară, va fi floare la ureche, a spus ea. La școală totul era în perfectă ordine. Asta până când domnișoara Minic a distribuit testele. Gwen le-a făcut cu ochiul prietenelor ei Tori și Zoe, însă când s-a uitat la foaia cu testul, s-a simțit de-a dreptul pierdută. În minte îi se învârteau atât de multe întrebări. Oare domnișoara Minic a predat așa ceva până acum? Cum adică să scadă un număr mai mare dintr-unul mai mic? Se uita în jur. Toți colegii scriau cu repeziciune. Păreau că știu toate răspunsurile. Oh, nu! A exclamat ea în gând. Chiar atunci s-a adus aminte că în urmă cu o săptămână a lipsit 2 zile pentru că fusese bolnavă. Probabil că atunci predase domnișoara Minic lecția cea nouă. Acum chiar își dorea să fie învățat. La finalul orelor, domnișoara Minic a dat înapoi testele elevilor. Apoi, așa cum obișnuia ea, a scris pe tablă numele elevului cu cea mai mare notă. De data aceasta era Henry Ariciul. Băieții au strigat, ura! Tori și Zoe au mers în grabă la Gwen și au întrebat-o, ce s-a întâmplat? Întotdeauna luai nota maximă. Gwen a împachetat repede testul și l-a pus în buzunarul din spate al rucsacului. Apoi a răspuns, m-am gândit că ar fi drăguț din partea mea să dau șansa asta și altcuiva, măcar o dată. În drum spre casă, a scos testul din ghiozdan și a citit din nou cuvintele scrise cu roșu de domnișoara Minic. Nota insuficient, semnătura unui părinte obligatorie. Gwen a alergat tot restul drumului spre casă. A dat buzna pe ușa de la intrare și a urcat val vârteș până în camera ei. Gas era în dormitorul lui și încă lucra la proiectul de la știință pe care aproape îl terminase. Gwen a ridicat testul și a spus suspinând. Ce mă fac acum? Nu pot să-i cer mamei să semneze așa ceva. Va fi foarte supărată și își va da seama că m-am jucat în rețea. A exclamat Gas mirat. Poate că ar fi trebuit să studiezi. Atunci Gwen și-a dat seama că va trebui să rezolve această problemă de una singură. Nu după mult timp, ascusă într-un colț al camerei, încerca să imite cu grijă semnătura mamei pe foaia testului. La început, Gwen s-a simțit eliberată, măcar știa că nu va intra în bucluc. Acum trebuia doar să uite că a luat un I și cu siguranță data viitoare va studia cum se cuvine. Se simțea puțin vinovată că a falsificat semnătura mamei, dar apoi s-a consolat cu gândul că nu va mai face asta niciodată. Totul era în regulă, doar că lucrurile au luat-o puțin razna câteva zile mai târziu când, mergând împreună cu familia la piață, au întâlnit-o pe domnișoara Minic. Doamna Raton, chiar doream să vă spun ceva, a spus domnișoara Minic. Cum se simte Gwen după testul de marți? Gwen avea un singur plan. Ascunde-te! A adunat câteva legături de sfeclă și s-a ascuns sub frunzele mari și verzi. Este bine, de fapt este chiar... Gwen? Mama s-a întors și s-a uitat în jur, dar nu o putea găsi pe Gwen nicăieri. Tot ce vedea era o grămadă de frunze împrăștiate. După discuția care a durat câteva minute, mama s-a uitat înapoi și, spre surprinderea ei, a zărit printre frunze fundița mova fiicei ei. Gwen, te ascunzi? A întrebat mama. Pe măsură ce încerca să iasă de sub frunze, și-a dat seama că o parte din ele se ofiliseră și acum îi se lipeau de blană de parcă ar fi avut scai. În timp ce se chinuia să se dezlipească, Gwen a răspuns. Voiam să văd dacă sunt proaspete. Încercând să le porți? A continuat mama. Domnișoara Minic a zâmbit. Probabil că ai văzut asta la emisiunea Bucătăria Pajiștii. Și eu mă uit câteodată și găsesc ideile lor foarte interesante. Și cel mai mult îmi place felul în care testează ei rețetele. Întorcându-se către mama, a continuat. Tu veni vorba de testare. Vă mulțumesc că ați semnat testul de la matematică al fiicei dumneavoastră. I-am spus că sunt disponibilă oricând va avea nevoie de puțin ajutor în plus.
În timp ce punea într-o pungă de hârtie câteva nuci, mama a întrebat: cine spuneați că a semnat testul de la matematică? Gwen se retrăgea ușor cu spatele, dar când a dat de privirea mamei, s-a oprit instant. Mama punea din ce în ce mai multe nuci în pungă. Domnișoara Minic a răspuns: dumneavoastră, desigur! Mama a luat o ultimă lopățică de nuci plină cu vârf. Atunci când a vrut să o verse în pungă, aceasta era atât de plină încât tot ce a pus ultima dată s-a împrăștia pe jos. O, Doamne! A zâmbit domnișoara Minic. Probabil vă plac foarte mult nucile. Mama a închis punga și a răspuns: ar fi în regulă dacă am trece pe la dumneavoastră luni dimineața înainte de școală? Până atunci voi avea timp să discut cu Gwen. Desigur! În timp ce mama se apleca să adune nucile de pe jos, vecina și prietena lor, doamna Veveriță, venise să adune fragi. Aceasta a remarcat: o, dar pe cine am întâlnit eu aici? Noua noastră campioană la jocul nimerești și câștigi. Sunt surprinsă că nu ești acasă exersând. Vai, Doamne, nu, a răspuns mama zâmbind. Abia îmi găsesc timp să exersez, mâinile mele sunt ocupate cu familia, lucrul și nucile astea. Gwen se uita la ea nedumerită. Știa că ea nu spune adevărul. Mama se juca nimerești și câștigi în fiecare seară. Pe drum spre casă, când familia Raton se întorcea de la piață, Gwen a întrebat-o: mama, de ce ai mințit-o pe doamna Veveriță? Ai zis că nu exersezi, dar eu te văd cum exersezi în fiecare zi. Mama a oftat: cred că am vrut ca doamna Veveriță să creadă că eu sunt pur și simplu bună la jocul nimerești și câștigi. Dar ai dreptate, Gwen. A fost o greșeală din partea mea. Îmi pare rău. Voi încerca să îndrept lucrurile imediat ce ajungem acasă. Și dacă tot veni vorba de a îndrepta lucrurile, ia explică-ne tu de ce a crezut domnișoara Minic că eu am semnat testul. Tata a intervenit: Gwen, tu ne-ai spus că domnișoara Minic nu v-a adus încă testele. Pe Gwen o treceau toate căldurile. Nu era deloc ușor să admită ce făcuse. Totuși, faptul că auzise pe mama cum și-a recunoscut greșeala, i-a dat și ei curajul de a spune adevărul. Nu am considerat că am nevoie de studiu și voiam doar să mă joc. Nu am vrut să recunosc că nu te-am ascultat, că nu am studiat și că m-a jucat jocuri pe internet. Vă rog să mă iertați. Te iert, a răspuns mama. Și eu te iert, a răspuns tata. Mama a spus: știi, Gwen, atunci când îl urmezi pe Domnul Iisus, nu înseamnă că nu mai greșești niciodată. Tata a continuat: dar înseamnă că atunci când greșim, îi cerem Domnului Iisus iertare și ajutor. Câteodată e greu să spui adevărul, a oftat Gwen. E mai ușor dacă ne amintim că Dumnezeu ne va ierta de fiecare dată când îi cerem asta. Luând din poșeta ei roșie câteva foi de hârtie și un pix, mama a scris: dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9. A scris o dată, apoi încă o dată, apoi a treia oară și a patra oară. Toți avem nevoie să ne amintim aceste versete, a spus mama și a anunțat fiecăruia câte un bilețel. A păstrat unul și pentru ea și l-a pus în buzunar. Gwen a citit cuvintele pe care le scrisese mama din Biblie și s-a aruncat în gând, cerând iertare Domnului Iisus. Acum haideți să mergem acasă și să mâncăm din nucile acestea. Avem suficiente cât să ne ajungă toată iarna.